știți ce făceau? Deci ei împărțeau 357 de milioane de bani publici, împărțau ea ca între PSRM, între ȘOR, în mare parte. Platforma DA și PAS ați primit milioane pentru amendamentele noastre. Următorul e domnul Bolea, după domnul Tăinica. Cetățenii noștri pot să vadă sinteză. Desigur că banii bugetului nu le-a aruncat, că nu sunt banii tăi personali. Amendamentele noastre au fost votate în întregime și ați primit milioane de lei din bugetul de stat. Toată lumea, vă rog să vedeți acest lucru. Nu suntem un partid de hoți, avem susținerea populară masivă, avem ați făcut primari, foarte mult pentru cetățeni, numai nimeni mulți, nu știe ce. Și cu toate astea, nouă ni s-a dat un milion sau două, dar acestui partid de hoți i s-a dat 100 și ceva de milioane. Restora i s-a dat 200 milioane. Nu monopolizați, eu vreau după domnul Litvinenko, replică domnului Bolea. S-au împărțit în mod criminal între doar pentru exponenții PSRM-ului. Deci dumneavoastră spuneți că 200 de milioane la PSRM? 110 milioane la ȘOR. Deci nouă platforma, da, 14 milioane, la noi e cel mai puțin. Deci la noi ni s-a dat... Vă rog, domnule Bolea. Un milion și ceva. Deci este o sumă mizeră. Domnule Natalia, rândul o să vedeți pe site-ul Parlamentului, o să vedeți că este minciuna. Sunteți minciunul. Doamna Tauber, vă fie rușine. Aveți 100 și ceva de milioane. Eu am uși rog colegi la transmisă în lista. Domnule Tauber, aveți respect față de cei care ne urmăresc. Deci la noi a fost un amendament, a avut loc o inundație în satul Covârlui, raionul Leova. S-au cerut 6,5 milioane, domnul Grosu împreună cu de la Hâncești, domnul Buza. Și că ăsta a fost unicul amendament acceptat. În rest, sute de milioane s-au împărțit între clientela PSRM-ului și al ȘOR. Aceste două partide care sunt antinaționale, aceste două partide care au fost trimise la coșul de gunoi a istoriei de către cetățenii Republicii Moldova, iată că și-au împărțit bani publici. Să lăsăm pe domnul Bolea să răspundă. Domnule Bolea, răspundeți. Eu nu știu, probabil dumneavoastră ceva turnați în apa asta, că mă uit că... N-ați prea agitați, colegi. Le-ați turnat niște zvirin sau ce s-a întâmplat? La toată lumea totul e turnat la fel. Vă rog, luați paharul ăsta ca să... Adică, domnul Bolea, vă pare că aveți simțul umorului? Sunteți penibil. Vorbiți pe... Sau vă este rău cumva pe rând, eu vă rog, domnul Bolea vorbește. Ieri era mirosul de alcool când au venit reprezentanții platformei, da, și partidului. Eu nu consum de ani. Eu vă rog, domnule Litvinenko, și dumneavoastră personal, dar colegii dumneavoastră, da. Eu vă rog foarte mult, haideți să-l ascultăm pe domnul Bolea. Prima dată văd când domnul Bolea cineva închide gură. Domnul Bolea, haideți, luați microfonul. Dodon l-a priponit. Nu, asta Dodon a spus, nu eu. Banilor, da, da. Deci, mai multe acuzații din partea domnului Litvinenko. Sau băut ceva, sau... Luați Dodon a spus că doar eu l-am... Haideți la subiect. Haideți la subiect. Oameni buni, substanțe, narcotice, alcool și tot glumele astea, asta e foarte important, dar totuși ieri s-a întâmplat... Uitați-vă la comportamentul... Ceea ce s-a întâmplat ieri la ședința Parlamentului îi afectează pe oameni. Eu vreau să înțeleg cum s-au împărțit banii. Haideți, ceea ce a sunat ca acuzație din partea domnului Litvinenko. Atâta minciună, păi s-a oburit domnul Litvinenko pe ochelari. Și vreau să vă aburez de la mască, domnule Bolea. Nu-i nici de cură, dar trebuie fără atacul la persoană. Eu până acum am tăcut. Aiureș tu, în primul rând. Vorbind despre împărțeala, hoțească, nu știu ce, și așa mai departe. Deci eu acum spun, și colegii din platforma DA, și cei din PAS, și cei de la Partidul Democrat, și cei de la Pro-Moldova, au depus amendamente. Deci au fost acceptate mai toate amendamentele colegilor în buget. 13 și ceva milioane amendamente care s-au depus la colegii platformei, da, au fost acceptate. Și satele, și acele amendamente care le-ați propus pentru sate, o să vină bani pentru cetățeni, pentru satele respective. 7 și ceva milioane pentru ce... Dar dumneavoastră mai mult nici n-ați depus. Domnule Bolea, pentru că n-am vrut să participăm la această împărțeală mizerabilă. Păi, dar stați, vreți să vă spun ceva?
Vreți să spun ceva acum? Dați, eu îți vorbesc până la sfârșit. Din tâi să-l ascultăm, după asta, da. După care eu vreau să... După asta aș vrea să aud replicile dumneavoastră și a domnului Stasiu la ce spune domnul Bolea. Cum împart șefii dumneavoastră de partid banii publici? Acum nici un șef de partid nu împărțit bani publici. Ca să spun, amuși, că nu prea știi ce faci. Cei de la Pro-Moldova, dacă nu greșesc, de asemenea, 100% din amendamentele care ei le-au depus și solicitări pentru investiții capitale pentru diferite localități, de asemenea, au fost acceptate. Și de la Partidul Democrat, dacă eu nu greșesc, o parte din amendamente, de asemenea, au fost acceptate, vreo câteva amendamente a domnului Nicolae Ciubuc, și în mare parte, inclusiv... Dar nu răspundeți la subiect. Domnul Litvinenko v-a acuzat că 200 de milioane au mers la PSRM, 110 la Partidul Ușor, la platforma da 14 milioane pentru proiectele și PAS 1-2 milioane. Deci răspundeți la asta. În primul rând, eu încă o dată vă explic. Au fost acceptate practic 100% toate amendamentele care au venit din partea deputaților pentru investiții capitale la diferite proiecte pentru primării. Apropo, nu? Mai multe amendamente ale noastre nu au fost luate în considerare. Și colegii, dacă erau să vii cu amendamentele respective, deci ele erau să se ia în considerare.